Minor de 17 ani cercetat pentru furt. Polițiștii de investigații criminale de la Poliția Municipiului Reghin au reținut o persoană bănuită de mai multe infracțiuni de furt comise în perioada februarie-aprilie 2016. Persoana în cauză ar fi comis un furt din auto și două furturi din locuință, cauzând un prejudiciu în valoare de 3800 de lei. La data de 18 2016 persoana bănuită ar fi sustras dintr-o auto utilitară neîncuiată o borsetă ce conținea suma de 400 de de lei și două telefoane mobile. În perioada 3-6 aprilie, minorul ar fi sustras din două locuințe din Reghin cinci telefoane mobile și suma de 200 de lei. În urma cercetărilor, polițiști au reușit recuperarea a patru din cele șapte telefoane reclamate ca fiind furate. Persoana bănuită a fost reținută pentru 24 de ore, urmând ca parchetul de pe lângă judecătoria Reghin să-l prezinte instanței de judecată cu propunerea de arestare preventivă.